colegii noștri lucrează mult sub normativul de personal, se așteaptă personal proaspăt să intre în sistem pentru a putea ieși din această situație de supra-solicitare a personalului, iar ei, după ce au promis că nu vor prinde sistemul de sănătate în această ordonanță, au venit cu ea și n-au făcut nicio excepție. Deci era una din revendicări. Sigur, aplicarea legii salarizării unitare este cea mai importantă, pe departe, cea mai importantă așteptare a membrilor noștri de sindicat, pentru că deja de 6 ani se așteaptă intrarea în normalitate pentru a elimina inechitățile salariale care s-au produs datorită creșterilor salariale etapizate în sistemul public.